partners with me. We are family. Come on everybody and sing, 'cause we are family. I got all my brothers with me. We are family. Come on everybody and sing. Everyone can see we are together as we fly on by, and we fly just like birds of a feather. I won't tell no lie. All of the people around us, they say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love in a family dose. We are family. I got all my brothers with me, yeah. We are family. Come on everybody and see. Bun găsit, prieteni, și bine ați venit la Familion. În istorie, Sabia i-a fost alături omului aproape secole la rând. De altfel, putem spune că istoria a fost scrisă în mare parte cu ajutorul acestei arme. Foarte mulți băieți au visat de mici să fie muschetari, spadasini sau, de ce nu, măcar cavaleri purtători de sabie la șold. Cred că la asta au visat și cei patru sabreri români care în 2012 au obținut argintul la Jocurile Olimpice de la Londra. Dintre ei, trei erau ieșeni. Unul a rămas pe baricade, este ieșean, bineînțeles, și antrenor. Un om care reușește încă să aducă bucurie Iașului și României prin rezultatele pe care le obține în scrimă. Astăzi, familia pe care am invitat-o la Familion este familia Siriteanu. Poftiți! I got all my brothers with me. We are family. Get up everybody and sing. Mulțumesc, trupa de Weekend. Mulțumesc că ați venit astăzi la Familion. Adelina, pentru prima dată la televizor? Da. Ai emoții? Da, puține. Puține, da? Le rezolvăm până la final, să știi că o să uiți de ele cu totul. Mai ales că tu ești o sportivă, o balerină, nu? Da. Și cântăreață. Și mai merg și la engleză. Aoleu, atât de multe lucruri faci, e clar că trebuie să te stăpânești, să fii puternică. Deci așa vei fi și astăzi. Și la dans sportiv. Și la dans sportiv. Da. Și mama, tata te duc peste tot? Da. Reușesc? Au timp? Da, au timp. Cine sunt părinții tăi? Vrei tu să-i prezinți? Uite, hai să facem altfel în emisiunea asta. Da. Cine este Alexandru Siriteanu? Alexandru Siriteanu este tatăl meu. Așa, și de ce îl apreciază lumea foarte mult, știi tu? De ce l-am chemat astăzi împreună cu tine și mami la emisiune? Pentru că el merge peste tot și face multe concursuri și de asta este cunoscut în lume. Ce fel de concursuri? Concursul de scrimă. Tu ai încercat vreodată? Da, eu am mers când eram mică. La scrimă? Da. Și? Și a fost bine. Și de ce n-ai continuat? Pentru că eu am cunoscut adevăratele talente. Am înțeles, asta e minunat. E foarte important să știi exact la ce ești priceput, care sunt aturile tale și să le exploatezi pe acelea. Bravo, îmi place cum gândești. Despre mama ce poți să-mi spui? Că ea este un fiziokinetoterapeut foarte bun. Așa, și înainte de treaba asta a fost și ea sportivă? Da. Ce sport a practicat? Înainte era... Era o voleistă. O? O voleibalistă. O voleibalistă. Foarte bună, da? Da. Atunci hai să-i salutăm și pe ei, da? Bună ziua! Bun venit, Alina Siriteanu! Bună seara! Bine v-am găsit!
Cu mare drag v-am invitat și abia aștept să aflu cum conviețuiesc două săbii într-o teacă, două sporturi în aceeași casă. Alexandru Siriteanu, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! E o mare plăcere să vă am aici, cu atât mai mult cu cât un argint la Jocurile Olimpice de la Londra în 2012 nu moare niciodată și rămâne, din câte știu, și în istoria României, ca cea de-a 300-a medalie pe care o obținem la Jocuri Olimpice. Un rezultat extraordinar, nu? Da, și pentru noi a fost o surpriză să aflăm că în acea zi de 3 august 2012 obțineam fix a 300-a medalie a României la Jocurile Olimpice. Ce pot să zic e că noi cred că a doua sau a treia zi conștientizam de fapt ceea ce făcuserăm noi pe planșă, ce rezultat mare pentru țara noastră reușisem să obținem. Noi, o echipă care, sincer să fiu, a mers la acea competiție fără niciun fel de presiune din partea federației, pentru că noi nu mergeam dintr-o postură de favoriți acolo. Uh-huh. Singura presiune pe care am avut-o a fost cea pusă de noi înșine și de antrenori, să spunem, pe de o parte, dar a fost o presiune constructivă, pentru că noi nu concepeam să venim fără o medalie de la Jocurile Olimpice, pentru că era apogeul carierei fiecăruia dintre noi. Da. Este acesta unul dintre argumentele pentru care v-am invitat aici? Care sunt altele? Vedem în reportajul următor. Alexandru Siriteanu, fost component al lotului național de sabie al României, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 în proba de sabie echipe și dublu vicecampion mondial în aceeași probă cu formația României în 2009 la Plovdiv și în 2012 la Legnano. În prezent este antrenor la CSM Iași și la Centrul Olimpic pentru pregătirea cadeților și juniorilor sabie feminin. Și-a găsit jumătatea tot în lumea sportului. Alina Melinte, fostă voleibalistă la ACS Penicilina Iași, astăzi un kinetoterapeut valoros. De 6 ani, lumea lor este completată de Adelina. Alexandru, cum s-a întâmplat întâlnirea cu Alina? Tot sportul ne-a dus împreună. Am avut un grup de prieteni comuni. Făceam pe vremea respectivă cantonamente împreună, cei de la scrimă, de la CSM Iași, mergeau în cantonamente în aceleași locuri în care mergeau și echipa de volei. Nu știu dacă așa se dorea sau era o înțelegere între norii celor două cluburi, dar noi așa ne-am cunoscut, în primul rând în cantonamente, apoi am început să petrecem timp și acasă, pentru că aveam un grup de prieteni comuni. A urmat perioada facultății, unde am închegat puțin relația și de acolo a plecat tot. Așadar, Alina, se fac cam câți ani de când sunteți împreună? Ia, păi. De când ne cunoaștem, cred că sunt 20. Cam așa, nu 20. Știu, tu... 20. Și a contat faptul că era un fel de muschetar al vremurilor moderne? Nu neapărat. În schimb, un sport foarte frumos, elegant și, într-adevăr, un pic așa în timp, așa m-a cucerit. Așa cum? Adică ce? Adică a venit cu floreta, cu sabia la întâlnire? Da, nu, văzându-l la concursuri, avea o postură foarte elegantă. Uh-huh. Bine, și voleiul formează corpul în așa fel încât postura e una elegantă. Dezvoltă mult mai armonios, într-adevăr. Iar el venea la noi în sală și ne vedeam la început. Și care a fost momentul în care ați hotărât că, uite, pot să conviețuiască aceste două sporturi, voleiul și scrima, fără probleme? Nu știu, la început a fost... eu eram foarte mult plecat din oraș. De asta zicem și toți spunem că ne-am jucat până când ne-am luat unul pe altul. Ca o joacă, adică eu plecat acolo, ea acasă.
Veneam acasă doar în weekenduri, când veneam eu de cele mai multe ori era ea plecată în deplasări. Ne vedeam rar la început, vorbeam foarte, foarte mult la telefon. Și nu știu, momentul cred că a fost când am chemat-o prima dată și am obținut aprobarea antrenorului de a petrece Paștele parcă împreună cu prietenele, soțiile, iubitele noastre de la vremea respectivă, fiecare dintre colegii mei, pentru că calendarul nostru competițional era de așa natură încât nu ne permitea ca de sărbători să venim acasă, să fim în sânul familiei, și atunci în anumite momente și la un anumit interval de timp se făcea o înțelegere din partea antrenorului și ne lăsa să petrecem puțină sărbătorile era necesară, nu? Cu soțiile și prietenele pentru noastre. Ca o familie de sportiv să funcționeze sau în care este măcar un sportiv, e nevoie de multă înțelegere. Pentru tine probabil a fost ceva mai ușor să înțelegi aceste deplasări, aceste cantonamente, nu? Bineînțeles, da. Cineva din afara lumii sportului crezi că ar fi rezistat? E un pic mai complicat pentru că trebuie să faci o sumă de compromisuri și trebuie să fii foarte înțelegător și să-l susții, mai ales că el din punct de vedere sportiv a ajuns la un nivel foarte înalt la care eu n-am reușit să ajung, pentru că în echipă e un pic mai complicat, depinzi de ceilalți. Chiar așa, fiecare dintre voi vine dintr-o cu totul altă latură a sportului, să spunem așa, un sport individual în care te bazezi pe propriile puteri, da, scrima, și un sport de echipă, voleiul, în care funcționezi foarte bine și în care nu ești în contact cu adversarul, da, la scrimă atingi, da, e un sport de asaltul contact. Te duce, da, să marchezi un punct. La volei, nu. Da, e un pic mai complicat. În schimb, am reușit să găsim o cale de mijloc. E pentru voi probabil rețeta care a reușit să combine lucrurile în așa fel încât să funcționeze, nu? Exact, da. Deci foarte multe compromisuri. Ce înseamnă compromis? Adică uneori trebuia să renunți la ceea ce îți place ție ca să poți să fii lângă el, să fii alături de el. Și el același lucru l-a făcut și cu mine, pentru că și eu făceam pe atunci sport de performanță și n-aveam prea mult timp la dispoziție să ieșim poate împreună unde ne plăcea sau să mergem într-o vacanță. Deci noi am mers majoritatea vacanțelor iarna, că așa ne permitea timpul. Cum ați trăit momentul 2012? Eu personal a fost ceva fabulos. Deci atâtea emoții. Cred că este mult mai greu să stai pe margine și să te uiți decât să fii acolo. Decât să fii acolo? Hai să stăm și noi puțin pe margine să ne uităm. Să ne amintim de atmosfera de atunci. Bravo! Acum este atac și contraatac! Și România a intrat în finala olimpică! Bravo, băieți! Bravo! Aur sau argint! Am bătut Rusia în semifinală! Campioana olimpică în ultimii 2 ani! Bravo, România! Bravo, băieți! Nici noi aici să ne păstrăm calmul! Ce bucurie! România e în finala olimpică! Salomir Bolicianu! Bravo, România! Trei băieți de aur, să sperăm! Sper să nu pierd vocea! Am trăit multe clipe alături de acești băieți! I-am văzut câștigând titlul mondial cu o minune în Antalya! Am trecut de multe ori peste granița dintre jurnalist și prietena lor! Sper din tot sufletul ca ei să câștige astăzi. Sunt un senzațional, fantastic. România e în finala mondială. Mă bucur pentru Mihai Kovaliu. Un caracter deosebit. Un mare sportiv. Un sportiv o mare. Ce performanță a făcut Kova. Au vins Rusia și sunt în finala olimpică. Maestru, tactica cu Zalomir, ghizător de meciuri, a dat roade. Extraordinar! România e în finala olimpică. Bravo, băieți! Ce echipă! Bravo, băieți! Ne-am luat și revanșa pentru europeni acum. Și este și un semn că și fetele mâine vor fi poate la fel de unite. Colegii mei din televiziunea română au rămas fără glas atunci, ca probabil mulți români care urmăreau această competiție. Cu cine erai? Spune-ne numele tuturor celor echipa, din echipă. La momentul respectiv era formată din
Dumitrescu Rareș, de la Brașov, și trei ieșeni, Zalomir Florin, Dolnicianu Tiberiu și subsemnatul. Eram trei sportivi din patru, care eram din Iași, patru sportivi ieșeni care făceau parte din lotul olimpic al României, iar antrenorul a decis ca trei dintre componenții echipei să fie din Iași. A fost o luptă crâncenă între noi, chiar dacă eram prieteni, pentru că am fost și am rămas prieteni chiar și în momentele acestea, dar ne urmăream fiecare interesul și ne dădeam fiecare ultimul strop de transpirație pe planșă, pentru că era foarte important și realizam că echipa României trebuie să fie atât de bună încât celorlalte echipe din țară să le fie frică să tragă cu noi sau să intre puțin mai timorate pe planșă. Pentru că noi nu eram atât de mulți în țară pe cât sunt rușii, coreenii, chinezii, italienii, da, la o competiție, adună la o competiție în jur de 100, 200, 300 de sportivi. Noi dacă adunăm 60 și atunci din acești 60 de oameni tu trebuie să strângi 4 ca să creezi o echipă națională care să pună probleme marilor puteri în scrimă. Și uite că zic atunci eu au pus. Că generația din care am făcut parte cu Dumitrescu, cu Zalomir, cu Hânceanu, cu Dolnicianu, a fost o generație care, sper eu, că a influențat un pic și generațiile următoare care au urmat după noi, drept pentru care s-au scos rezultate în sabie și de către colegii care ne-au luat locul în echipă. Dar a mai fost egalat sau s-au mai apropiat alți sportivi de performanța voastră din 2012? Nu, dar au făcut la Jocurile Olimpice, nu, pentru că nu s-a mai reușit o calificare la echipe. S-au reușit doar calificări în probele individuale. Dar și în proba individuală, da, și Dolnicianu la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, după care și Iulian Teodosiu, care este în momentul de față vârful de sabie al scrimei românești în ceea ce privește senioratul, au făcut impresii bune. Tibi a pierdut un asalt foarte controversat la Jocurile Olimpice, nu a funcționat proba video, arbitrii au fost puțin părtinitori, iar Iulian Teodosiu la prima sa participare la Jocurile Olimpice a reușit o clasare în primii 8. În astfel de momente, primul tău gând s-a îndreptat către acasă, către Alina, primul telefon, dacă tot spuneai că vorbeați mult la telefon, a fost către ea? Da. Chiar primul telefon a fost la ea. Știu că era, nu știu, seara când am ajuns noi în cameră după tot ce s-a terminat în sală, controle doping și premiere, festivități, interviuri ce au urmat imediat după aceea. Și am vorbit cu ea și am zis că nu vine să cred. Ea la fel zicea că nu-i vine să creadă, nu știam dacă e adevărat, abia așteptam să ne întoarcem acasă și mi-aduc aminte că după ce s-a terminat competiția, acea perioadă de așteptare de a veni acasă, pentru că trebuia să ne întoarcem, nu știu, la o săptămână după, a trecut foarte, foarte greu, pentru că, na. Un an mai târziu, în 2013, ASC Penicilina se promova, se califica în Liga 1. Ai fost printre jucătoarele de acolo. Cum a fost emoția atunci? A fost un vis împlinit, pentru că noi am început așa o echipă încropită pentru divizia B. N-am sperat că vom ajunge chiar așa de repede în divizia A. A fost un vis împlinit, foarte frumos. Am fost ca o familie, pentru că eram majoritatea din Iași. Hai să vedem imaginile de atunci. Ne amintim puțin de emoția aceea?
sunt lacrimi? Cum așa? Da, imaginea este chiar și antrenoarea care m-a descoperit, doamna Copcea. Un om important pentru tine. Foarte important. De ce? Ce a reușit să vadă în pentru tine? Că înainte selecția se făcea în școli, iar dumneia venea în școli și datorită ei am ajuns aici. Sunt imagini frumoase și uite, Adelina are mare grijă de tine acum. Probabil ar fi fost frumos să fie și acolo atunci să te încurajeze. Ai mai văzut vreodată imaginile acestea? Nu, nu le-am văzut, decât doar în poze, atunci când mi-a arătat mama. Îți dai seama câte emoții au trăit părinții tăi și sunt campion, nu? E ceva important. Da, e foarte important pentru mine. Îmi place scriva, îmi place voleiul. Dacă lor le place și mie îmi place, nu știu cum, atunci când vreau... Când îi văd să trăiască aceste emoții fericite, și pe mine mă bucură. Te văd și pe tine că ești emoționată și că ai văzut-o pe mami puțin cu lacrimi în ochi. Da. Și ai vrut să o ajut, să-i fii aproape, să o îmbrățișezi, nu? Da. Să știi că poți să o îmbrățișezi, îi prinde bine acum. E clar că momentele acestea sunt unice. După ce ați simțit gustul victoriei, clar, într-un mod deosebit, ați avut vreme și v-ați construit și familia. Cum merge pe drum o familie de campioni? E la fel? Mâncați la fel? Respirați la fel? Sunteți ca toți ceilalți oameni? Nu s-a schimbat mare lucru, în sensul că am devenit antrenor la un an după ce am decis să mă retrag din activitatea sportivă. Sincer să fiu, n-am crezut că o să mă prindă. Așa, chiar cum e să nu am crezut, pregătești am zis viitor că campioni? Intru în sală pentru că mă plictiseam acasă și atunci am zis să mai merg pe la sală, la sala de scrimă a Clubului Sportiv Municipal Iași. Am început să explic sportivilor de la acea vreme, pentru că veneau și aveau întrebări și m-a prins, nu știu, o zi după zi, zi după zi, zi după zi și am început să intru în sală din ce în ce mai des până în 2014 când am reușit și am devenit antrenor la Clubul Sportiv Municipal Iași și la Centrul Olimpic de Pregătire a Juniorilor, sabie feminin. Alina, un sabrer e, nu știu, descurcăreț în bucătărie, mă întreb cum mânuiește cuțitele. Da, de obicei, la nevoie. Așa. Nu se moare de foame. Nu se moare de foame după cuțitul lui, nu? Nu. E talentat, mai trebuie lăsat. Așa? Da. Asta ce înseamnă să fie lăsat? Adică să-i acordăm spațiu. Da? Și fetele pleacă la plimbare și tati pregătește masa sau cum? Nu îl supraveghem. Neutralitate. Care sunt cele mai frumoase momente pe care le-ați petrecut împreună? Ce vă place să faceți? Care sunt pasiunile voastre în afară de sport, care clar v-a acaparat și a pus o ștampilă, o pecete pe viața voastră? Nu aveți cum să vă deziceți vreodată de sporturile pe care le-ați practicat. Păi eu ce să zic, eu abia aștept cu nerăbdare vacanțele. Așa. În vacanțe vreau să plecăm, să călătorim. Dacă se poate și pe cât posibil cu Ade, ne place să ne petrecem timpul cu ea, să mergem să vizităm, să explorăm lucruri noi. Preferăm să nu mergem de două ori în același loc, dacă e posibil. Și de puțin timp sau de câțiva ani am mai descoperit o pasiune și anume cea a mersului pe două roți, motorizat. A, motorizate. Și sincer să fiu că nu mă așteptam să-i placă și Alinei și când mai avem câte un weekend mai, mai face. Și că da, și eu aș fi vrut să nu-mi placă, nu? Așa. Da, eu sunt cea care repară, pentru că meseria mea este de fiziokinetoterapeut și am văzut foarte multe și am reparat foarte multe și într-adevăr mi-e cam teamă, dar până la urmă m-a cucerit, deci nu mai contează riscurile. Riscurile, da. Doar plăcerea de a călători. Cel mai departe unde ați fost cu motocicleta? În Bulgaria, la Veliko Târnovo. Ce frumos, ați mers puțin.
Prea puțin. Făcut, da. Prea puțin. Deci vi s-a părut puțin, cât, da. Pentru cât am fi vreunat. Adelina, te-ai plimbat cu motocicleta, cu tata? Doar de rare ori. Uh-huh. Doar că nu m-am plimbat mult. M-am plimbat doar puțin prin cartier. Am înțeles. Dar care e dintre părinții tăi mai distractiv așa? Cine e mai cu joaca? Cine cu joacă joaca. Cărți cu tine? Cine cu face puzzle? Cu joaca, cu cărțile e mama și cu joaca cel mai mult e tata. Da? Ce îi place lui tati să joace? Păi ne jucăm diferite jocuri, uneori jocul nostru preferat. Așa, care e? Râjoneala la specific. Râjoneala? Da, râjoneala specific. Am înțeles. Deci o iei cu asalt pe Adelina și distracția apare. Ne jucăm peste tot. Am înțeles. Asta e foarte bine și vă menține voioși, cu ochii sclipitori, da. Și asta e important. Vă place să ascultați muzică? Da, mie îmi place cel mai mult. Cel mai mult? Pentru că îmi place mult muzica. Ia să vedem. Uite, ai observat că noi avem aici o trupă pregătită să ne cânte, da. Și au ceva talent, să știi. Da? O să le dăm o notă la finalul acestei melodii? Da. Da? Da. Ești tu atentă? Da. Și le dăm o notă, da? Da. Bine, hai să ascultăm trupa de weekend. Am o chitară deschisă, pe foaiele scrisă și praf de stele pe hainele mele și în cer. Să nu uit, să nu văd, să cobor dintre ele. Am o potecă în față, am un ghem de ață și praf de stele pe urmele mele și în cer. Să mă urc, să nu uit, să rămân printre ele. Spune-mi, oare mai știi cum a fost primul început, primul vis pierdut? Spune-mi, știi câte ne-au mai rămas până azi? Spune-mi, oare mai știi cum a fost primul pas greșit, primul reușit? Spune-mi, știi câte trepte au rămas de urcat? Am o vedere spre lume, un vis fără nume și praf de stele cu urmele mele și încerc să mă uit înapoi, să văd soare sau ploi. Am o poveste citită, o șoaptă zidită și praf de stele pe hainele mele și-aș vrea să culeg strop de vânt, să-i arunc pe pământ, să devină cuvânt. Spune-mi, oare mai știi cum a fost primul început, primul vis pierdut? Spune-mi, știi câte tele au rămas până azi? Spune-mi, oare mai știi cum a fost primul pas greșit, primul reușit? Spune-mi, știi câte trepte au rămas de urcat? Oare mai știi cum a fost primul început, primul vis pierdut? Spune-mi, știi câte ne-au mai rămas până azi? Spune-mi, oare mai știi cum a fost primul pas greșit, primul reușit? Spune-mi, știi câte trepte au rămas de urcat? Mulțumesc tare mult, trupa de weekend. Ce notă le dăm? Tot 10. 10, da? Da. Deci merită 10. Sunt campioni și ei astăzi, da? Da. Bine, și de obicei, nu putem să spunem altfel.
Praf de stele, da? Cine împrăștie praf de stele de obicei? Tu trebuie să știi. Mami. Mami! Pentru că mami e o zână bună, nu? Da. E și puterea sportivilor până la urmă, ca și a celor care sunt persoane publice, cunoscute, care fac ceva și pentru România și pentru români și fac să se simtă mândri, înseamnă de fapt un fel de praf de stele pe care îl aruncă, așa, îl împrăștie. Da, așa este. Pentru public. Și voi ați trăit sentimentul acesta. În scrimă e nevoie de mască, da? Sau cum se numește? Da, mască. Mască. Reușește un sportiv în viața normală, în viața de familie, să dea cu adevărat jos masca? Sau e musai să se întâmple lucrul acesta? Nu, no, dăm. Acasă luptăm fără echipament. Așa? A, e o luptă și acasă? Păi e o luptă și acasă, pentru că suntem doi sportivi, suntem două firi puternice, două caractere puternice. Și aici trebuie, așa cum zice Alina, să găsești modalitatea în care să fie mulțumit și unul și celălalt. Pentru că trebuie să mergem înainte, trebuie să facem totul ca să rămânem o familie unită. Eu vreau să, și mi-am dorit foarte mult o familie și vreau să mă bucur de ea. Și atunci trebuie să mai țin sabia în teacă câteodată. Așa. Da, el este focul și eu sunt apa. Am înțeles. Relație, da. Păi, văd că și astăzi v-ați îmbrăcat în consecință. Da. Alexandru cu roșu și tu albastru liniștit al apei. Care sunt momentele în care, nu știu, apare tensiune sau poate presiune din partea, uite, unei competiții, cum a fost una recentă în Tashkent, da? În Tashkent, da. Și pentru asta s-a muncit foarte mult, nu? Bănuiesc că a fost ore întregi de pregătire, apoi deplasarea acolo. Se muncește mult pentru că ne dorim să scoatem rezultat. Din fericire am o soție și un copil care înțeleg lucrul acesta. Îmi permit să fac deplasările în cantonamente, la fiecare competiție care nu sunt deplasări de pe o zi pe alta, durează câteva zile până la o săptămână, chiar și două. Și când vin acasă încerc să mă bucur de confortul, nu? Lor, da, și să recuperez. Adelina, cum e când e tati plecat? Păi, de exemplu, atunci când e plecat timp de două săptămâni, e cam foarte trist, pentru că mama nu e cu pirjoneala și păcat că eu nu mai am companie din asta. Am înțeles. Păi și nu puteți să o faceți pe mama să înțeleagă spiritul hârjonelii, adică e nevoie de așa ceva. Da, doar că e mai sensibilă, așa că e o femeie. Am înțeles. Păi, tu cred că te-ai putea transforma într-o profesoară foarte bună de hârjoneală. Știi cum îți propun eu să începi? Începi cu gâdilit. Te-ai gândit la asta? Da. Știu că uneori îl mai gâdesc pe tata. Așa. Și lui tati îi place, nu? Da, normal. Normal. Și cu mama nu ai succes? Nu, cu mama mai mult mă îmbrățișez, mă iubesc cu ea. Așa. Dar lupta adevărat acolo e până ți se fac bujorii roșii, nu? Obrajii roșii, e cu tata. Da. Ai spus că ai încercat și tu scrima. Da. Așa, acasă aveți săbii? Nu am luat acasă nimic. L-am lăsat. Nu, niciundeva pe perete nu e agățată? N-am reușit să fac acea panoplie pe care mi-o doresc. Trebuie să văd cum... Dar undeva bănuiesc că sunt aceste arme, nu? Le am acasă, sunt acasă lângă, sunt cu trofeele, cu celelalte medalii și vreau să vedem cum putem face ca să reiasă cele două sporturi din acea panoplie, da. Pentru că e nevoie să suntem fie... doi. Așa. Ce ar trebui acolo? Un fileu undeva pe un perete și prin ochiurile fileului agățate de niște săbi. Așa, săgețile. Am înțeles. Vă propun un joc pe final, așa? Da? Că voi sunteți oameni ai jocului până la urmă. Hai să vedem. Asalt sau atac? Asalt. Asalt. Pentru tine? Bineînțeles, atacul. Atacul. Două săbi într-o teacă aduc...
Noroc. Echilibru. Bun. N-am mai auzit variantele astea, dar merg. Apelez la salt dacă... Dacă nu știu ce să fac. Da? A rămas în sânge pornirea asta? Dacă sunt provocată. Doar atunci? Da. Și e tăios asaltul tău? Bineînțeles. Ucigător. Oh, Doamne! O minge ridicată la fileu e urmată de... Un punct sigur. De un atac. Și uite cum ne învârtim în jurul acestor, acestor două verbe, a ataca și a asalta, până la urmă două acțiuni necesare în viață, dacă vrei să păstrezi un ritm, dacă vrei să realizezi lucruri, nu? Da, trebuie să știi în primul rând să le faci când să le folosești, pentru că dacă le folosim oricând, atunci nu mai au nicio valoare și pierd din însemnătatea lor și devin cu încetul devin inutile. Sportul înseamnă? Sănătate. Am blocat. Nu e de acord cu mine aici, pentru că ea repară... Sacrificiu. Sacrificiu? Foarte mult sacrificiu. Adelina, tu ce crezi că înseamnă sportul? Înseamnă realitate. Realitate. Interesant. Victoria presupune... Ajută-mă. Sacrificiu. Sacrificiu, nu? Ani de muncă. Fericire. Bravo! Uite, vezi? Cine vă dă o lecție astăzi? De acolo, din lumea copilăriei, vine până la urmă această viziune frumoasă asupra, chiar și asupra sacrificiului. Când auzi imnul României... Te simți mândru. Îți vine să plângi, nu știu, orice e legat de mândria de a fi român și de mândria de a-ți reprezenta țara și a încerca, a da totul pentru ea, zic eu, atât pe planșă, cât și atât în sport, cât și, nu știu, în celelalte structuri care fac lucrul ăsta. Pentru tine? E un vis împlinit. E un vis împlinit. Tu știi imnul României? L-ai auzit vreodată? Da, eu l-am auzit. Așa. Și crezi că e important să existe un cântec dintre ăsta care să vorbească despre români, despre România? Da, eu cred că fiecare țară are câte un cântec care reprezintă țara respectivă. Uh-huh. Și tu ești bucuroasă că părinții tăi au auzit acest imn, că sunt sportivi, da, valoroși? Eu cred că imnul României înseamnă bucurie pentru români. Mulțumim tare mult, Adelina, pentru vorba asta înțeleaptă. Eu cred că o concluzie mai frumoasă nu se putea la întâlnirea noastră, cu atât mai mult cu cât pentru fiecare dintre voi, spuneam și mai devreme, lumea sportului a însemnat, de fapt, mers mână în mână cu viața de familie, cu prieteni, cu succes, cu compromisuri, nu? Ce ați învățat după atâția ani împreună și acasă, dar și în sport? Am învățat că trebuie să ai răbdare, trebuie să analizezi foarte bine ceea ce urmează să faci în viață dacă vrei să-ți reușească. Pentru tine, mesajul? Ne-am maturizat foarte mult, deja suntem într-o altă etapă vieții și din ce în ce mai frumos. Și ești din ce în ce mai împlinit. Adevărat, sufletește. Mai ales că o aveți pe Adelina. Care e mesajul vostru și strategia voastră, haideți să spun astfel, de a o crește și de a o educa pentru viitor pe Adelina? Ce încercați să îi insuflați? Să fie câte puțin din toate și să facă doar ce-i place. Așa ar fi indicat. Ideal, ideal. Mulțumesc tare mult, Alexandru, Alina și Adelina, pentru că ați venit la Familion. Povestea voastră, o poveste a mânuirii până la urmă succesului, astfel încât să nu rămâi cu capul în nori, să fii cu picioarele pe pământ, nu? Și fidel ideii de familie. Mulțumesc tare mult că ați venit. Vă mulțumim și noi. Și noi mulțumim. Mulțumesc, Adelina. Cu plăcere. Și mie mi-a plăcut acum. Da? Da. Ce mă bucur, sunt foarte fericită că ți-a plăcut. Acum, în timpul cântecului, eu întrebam pe mama, da, dacă mai putem veni.
Sigur că mai puteți veni, cum să nu? Eu aștept să ai un spectacol la balet. Poți să mă inviți că o să vin la spectacol, da? Da, chiar. O să avem dansul lebedelor. Lacul lebedelor? Dansul. Ce frumos! Și tu vei fi o lebădă? Da. Ai costum alb frumos cu pene, nu, delicat. Nu l-am cumpărat. Încă, da. O să vină, o să vină. Da. Mulțumesc frumos pentru invitație, o să vin cu mare drag. Așa cum îi invit și pe telespectatori să fie alături de Familion de fiecare dată. Vă salut de la Bellaria. Mulțumesc încă o dată familiei Siriteanu și vă las alături de trupa de weekend pe final de emisiune. Numai bine, la revedere! Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to feel that void? Or do you need more? In it hard, keeping so hardcore, I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself, I'm of the deep end. Watch as I dive in, I'll never meet the ground. Crash through the surface where it can hurt us. We fly from the shallow now. In a sha sha la lo. In a sha sha la la lo. In a sha sha la lo. We fight from the shallow now. Oh, 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 oh. I'm on the deep end. Watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash to the surface where it can hurt us. We fly from the shallow now. In a sha sha la lo. In a sha sha la 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 lo. In a sha sha la lo. We fly from the shallow now.